Bun găsit! Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a recomandat operatorilor de curse aeriene din Uniunea Europeană, precum și din afara blocului comunitar, să nu survoleze Belarusul, cu excepția situațiilor de urgență. Potrivit agenției, deturnarea avionului Ryanair pune la îndoială capacitatea țării de a garanta siguranța pasagerilor. Totuși, Reuters susține că recomandările AECA nu sunt obligatorii. Mai multe companii aeriene internaționale, printre care Air France, Lufthansa, Air Baltic și Singapore Airlines au început să-și redirecționeze zborurile după ce o aeronavă Ryanair cu jurnalistul Roman Portasevici la bord a fost obligată să aterizeze forțat la Minsk. În urmă cu două zile, Uniunea Europeană a cerut companiilor să evite spațiul aerian belarus. Astfel, autoritățile de la Minsk riscă să rateze circa 85 de milioane de euro anual din taxele de survolare. UE a mai interzis accesul operatorului Belavia în spațiul aerian și pe aeroporturile europene. Restricțiile au intrat deja în vigoare. Astfel, un avion al operatorului de stat din Belarus, de pe cursa Minsk-Barcelona, a fost întors la granița cu Polonia. Belavia efectuează curse către aproximativ 20 de aeroporturi din Europa, printre care și cel din țara noastră. Un avion a aterizat și a decolat miercuri de pe aeroportul Chișinău spre Minsk. Asta după ce autoritatea aeronautică civilă le-a recomandat companiilor naționale să analizeze riscurile privind survolarea spațiului aerian belarus.